Eu știu, poate dintr-un instinct de apărare, în lume, oamenii încep să poarte o mască. Și nu mai au curajul să fie ei înșiși. Și de-aia folosesc formule și de cuvinte, formule care cumva sunt ușor de acceptat pentru ceilalți. Vezi oameni care, să zicem, au o trăire creștină, dar ca să fie digerabil pentru ceilalți, se comportă sau se îmbracă într-un fel care nu-i caracterizează și așa, dar ca să se, pentru a se putea integra. Și atunci cumva omul nu mai este prezent în viața lui. Nu mai este prezent în viața lui, nu mai este prezent în cuvintele lui, în gesturile lui. Deci cumva este izolat de viața lui. Și de aceea, cum ziceam și atunci când vorbim cu Dumnezeu, vorbim, dar nu mai știm să comunicăm. Nu ne propunem să comunicăm, adică să transmit viață. Să-i transmit viața lui Dumnezeu. Nu doar să-i cer viața la Dumnezeu, să-i transmit viața mea, trăirea mea. Să-i o transmit Dumnezeu, să... Da, să mă gândesc că e o întâlnire și să mă gândesc că n-am cuvinte, dar eu trebuie să comunic. Păi dacă n-am avea cuvinte, n-am mai ști să comunicăm. N-am mai ști. Deci mai știm să folosim cuvinte, dar mai știm să comunicăm. A, și asta zic că trebuie încercat așa, încet să devenim din ce în ce mai prezenți, mai vii în ceea ce facem. Să nu ne mai prefacem, să nu ducem o viață schizofrenică. Într-un fel suntem la biserică, în altfel suntem în societate. Așa, o viață în asta schizoidă, împărțită, ruptă. După aceea, trăirea la rugăciune, zicem așa, la rugăciunea de calitate, se ajunge și prin rugăciunea de cantitate. Adică trebuie să insiști cu rugăciunea ca să ajungi și la o trăire în rugăciune. Mergem la bilețul următor. Mi-e frică de moartea mea și a celor apropiați. Este normal? Dacă ne rugăm pentru cei adormiți, putem avea certitudinea că se mântuiesc? Și a treia întrebare, ei simt că ne rugăm sau că ne gândim la ei? În ordine inversă, da, bineînțeles că simt, pentru că există o relație sufletească care este mult mai reală decât relațiile astea exterioare care le avem, care pot să fie foarte reale. Cum ziceam, putem vorbi, dar să nu comunicăm deloc. Dar când ne rugăm pentru cineva sau ne gândim la ei, ei simt lucrul ăsta. Dacă ne rugăm pentru cei adormiți, putem avea certitudinea că se mântuiesc? Certitudinea nu putem avea, pentru că numai Dumnezeu este Cel care mântuiește. Dar noi trebuie să ne rugăm pentru ceilalți, pentru că nu putem să nu ne rugăm. Adică nu putem să ignorăm. Atunci trebuie să ne rugăm. Și zice că mi-e frică de moartea mea și a celor apropiați, dacă este normal. Cum este normal să-ți fie frică de moarte dacă nu înveți să mori? De fapt, toată viața duhovnicească este acest exercițiu de a muri înainte de moarte. Cum ziceau Sfinții Părinți, că cine moare înainte de a muri, când moare, nu mai moare. Da? Așa. Și
De fapt, purtarea crucii este acest exercițiu de a muri, să înveți să mori. Tăierea voi, lepădarea de sine, sunt, am putea spune, exerciții de a muri și a învia. Înviezi numai în măsura în care mori. Pe măsură ce moare omul cel vechi, cum zice și Scriptura, ia chip sau se naște omul cel nou. Domnul Hristos în toată viața sa n-a făcut altceva decât ca firea umană pe care o purta să o scape de frică. A postit 40 de zile în pustie până a scăpat firea umană de frica de foame, de frica de nesomn și așa mai departe, până în grădina Ghețimani, când, zicem, exorcizează din firea umană frica de moarte, care era frică. Adică, dacă Domnul Hristos, cum se zice, a transpirat cu sânge, a stărat o tensiune care era în organism, incredibil, adică o frică de moarte pe care avea firea umană și cumva era și foarte conștient de ceea ce urma și de proximitatea morții și putea să facă ce a zis atunci Domnul Hristos, când cei 12 apostoli au avut încercări timide de a îi sări în apărare lui Hristos. A zis: Hristos, credeți că în locul vostru, 12 apostoli pescari, nici măcar nu sunteți luptători profesioniști, n-aș putea să aduc 12 legiuni de îngeri? Măcar că și un înger era suficient ca să îi nimicească pe toți. Dar putea să plece, putea să fugă Domnul Hristos, dar n-a fugit, a stat și și-a biruit frica de moarte. Și după aceea, când a venit ceilalți, era deja pregătit. Atunci, asta este foarte important în viață, să scap de frică. Frica este, de fapt, cauza problemelor pe care le avem în viață. Zicea Părintele Teofil Părăian că cea mai mare minune a creștinismului este aceea că rezolvă problemele oamenilor. Și zice acum, nu schimbând situațiile, ci schimbând pozițiile. Deci cea mai mare minune a creștinismului este că rezolvă problemele oamenilor. Toți oamenii vor să scape de probleme, nu? Toți avem probleme și vrem să scăpăm de ele. Și au fost minuni în care s-a rezolvat problema prin schimbarea situației. A fost orb, a văzut. A fost gârbov, s-a îndreptat. A fost mort, a înviat. A fost înviat. Și s-a rezolvat problema prin schimbarea situației și este o minune, dar nu cea mai mare minune. Deci cea mai mare minune este că se rezolvă problema, unde se rezolvă problemele, prin schimbarea poziției. Pentru că scap de o boală, vine alta. Scap de un necaz, vine altul. Și atunci tu, până nu schimbi poziția, tu nu ești tămăduit. Abia când scap de frica de boală, de frica de suferință, abia atunci când te ridici deasupra problemelor, se rezolvă cu adevărat problemele. A zis Domnul Hristos către Sfinții Apostoli: pacea mi-a dau vouă, pacea pe care o dau, nimeni nu va putea lua de la voi. Și ce pace au avut Sfinții Apostoli? De ce Sfântul Apostol Pavel câtă pace au avut? Că de nu știu câte ori au naufragiat cu corabia, a stat 3 zile acolo, pe o scândură în apă, că a fost bătut cu biciu de 2 ori, câte 40 lovituri cu biciu, că prigonit și așa mai departe, din tot ce trate între alta. Când avea probleme din afară, grija pentru biserici îl măcina. Zicea: cine să sufere și eu să nu am, și așa mai departe. Și m-a fost băgat în pușcărie și așa mai departe și
în final decapitat. Și atunci unde este pacea care a promis-o Hristos, care nimeni nu va putea lua de la ei? Ei aveau pace, pentru că nu le mai era frică de moarte și nu le mai era frică de nimic, de fapt. Și erau deasupra oricărei probleme. Nu mai era frică nici de sărăcie, nu mai era frică nici de durere, de nimic, nici de moarte. Și atunci erau cu adevărat liberi. Când ai frici, nu ești liber. Și atunci toată lucrarea asta ascetică a bisericii, de la post, la nevoință, la tăierea voii, la lepădarea de sine, nu face altceva decât să te libereze, să te facă liber, să scapi de frici. Atunci, cum ziceam, frica de moarte este firească, este ține cumva de însăși natura omului, de instinctul de supraviețuire și de apărare, dar prin credință poate fi depășit. Domnul Hristos Domnul Hristos cu moartea pe moartea călcat. Deci a biruit moartea și pentru noi. Și atunci trebuie să ne învingem și noi fricile noastre pe care le avem. Am pătit o dată la spovedit. Întreb câți am spovedit? 10. Bine, fac eu calcule, spovedesc vreo 5, mă gândesc, mai am vreo 5 cât și întreb câți mai am spovedit? 15. De cum? Până am spovedit 5 din 10. Da, dar se va adăuga alții. Și tot așa. Așa și aici. Am răspuns la două întrebări. Tot apar întrebări. Da. Spuneți că Domnul Iisus Hristos a fost frit. Da. Asta înseamnă că nu a mai fost om desăvârșit. Bă, da. Deci om desăvârșit nu se referă la starea de desăvârșire. Uman, da. Ci faptul că le-a avut pe toate cele ale omului. Că se zice că a fost Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Se referă la faptul că de ce a postit Domnul Hristos? De ce a postit? Da. De ce se ruga? De ce se ruga Domnul Hristos? Nu cred că se ruga pentru el. Nu așa ca să... Făcea Domnul Hristos numai așa ca să vadă alții și să se roage și ei. Se ruga pentru noi și pentru apostoli se ruga. Deci numai demonstrativ postea și se ruga. Nu. Din dragoste pentru noi. Pentru noi. De ce ar posti din dragoste pentru noi? Că nu avea nevoie. El era om desăvârșit. El a fost Dumnezeu și om desăvârșit. Nu putea să fie frică. Și am ne depărtăm puțin de la întrebare. Ne depărtăm un pic. Dar de subiect. Că de ce o posti, de ce asta? Că nu ne depărtăm. A spus că a fost frică. Nu pot să cred asta. Nici nu pot să accept. Îmi pare rău. Domnul Hristos, firea umană, asumată, parcurge traseul pe care trebuie să-l parcurgă Adam. Domnul Hristos nu face altceva, Domnul Hristos n-a făcut nicio minune pentru el. Nu și-a ușurat niciun fel. Nici suferința, nici necazul, nici... A postit 40 de zile, dar n-a făcut pentru niciun fel de minune ca să-i fie ușor să postească 40 de zile, a flămânzit. Era atât de obosit, încât era pe mare, era furtună și el dormea. N-a dormit și eu pe mașină, așa, in extremis, așa, să te bălăm dintr-o parte, între alta. Na, și trebuie să fie extrem de obosit ca să dormi în condiții din alea. Dar trăia și firea umană
să facă niște eforturi, să-și depășească niște limite și trebuia să se... Deci firea umană trebuia să fie ea în consens cu firea dumnezească în permanență, cu voia umană să fie în permanență, în consens cu voia dumnezească. Dar voia dumnezească niciodată n-a forțat. Nu i-a impus firii umane. Deci a simțit durere. Dacă era desăvârșit, nu trebuia să simtă nici durere, nici oboseală, nici nimic. Dar le-a simțit tocmai ca să... Deci trebuia să facă și firea umană eforturile pe care le-a făcut. Domnul Hristos n-a postit doar demonstrativ, ci a postit pentru că firea sa umană trebuia să postească. Toată viața lui a fost o cruce. Nu numai răstignirea a fost o cruce. Ci toată viața a fost o cruce pentru că prin cruce se învie. Și asta este... firea umană trebuia să parcurgă și ea un traseu. Pe altfel am fi zis, păi da, la Domnul Hristos a fost tot ușor, că era Dumnezeu. Dar mie mi-e greu. Așa. Nu, deși firea umană avea aceleași slăbiciuni, la Domnul Hristos avea aceleași slăbiciuni ca și firea noastră, numai că niciodată firea umană sau voia firii umane nu s-a despărțit de voia firii dumnezeiești. Cu toate că în grădina Ghețimani a zis, dacă se poate, treacă de mine paharul acesta. Dar nu să nu fie voia mea, ci voia ta. De ce a zis lucrul ăsta? Deci nu dorește să sufere. Dar nu frică. Nu frică, e cu totul altceva. Totuși, de ce a transpirat cu sânge? De ce a existat acea tendință? Păcatul întregii lumi. El ducea păcatul întregii omeniri. Normal că transpira cu sânge. Nu ne putem imagina ce se întâmplă acolo. Nu de frică. Noi eram la Hristos frică. Dumnezeu și omul să reușim să fie frică. În parte, nu se mai uitați. Așa am... Deci am văzut că... Și am înțeles că și firea umană trebuia să parcurgă, să-și depășească, să zicem așa, propriile neputințe pe care le avea. Poate a fost frică, tocmai ca să arate că e ok să-ți fie frică. Nu că e frică. Că și Mântuitorul a fost frică și noi putem să fie frică, dar rămâne la Dumnezeu, scăpăm și de frică asta. Poate asta vă noastră. Deci nu... E clar că firea umană a fost într-o tensiune în momentul respectiv. A fost într-o tensiune. În fața morții a fost într-o tensiune. Și dar a depășit-o. A depășit acea tensiune. Mergem mai departe? Da. Zice, cum să dobândim trezvia? Dacă există o metodă concretă. Există, să zicem, un progres în starea de trezvie sau în starea de conștientizare. Adică, cum ziceam, e vorba de nivele ale înțelegerii realității. Pornești de la nivele inferioare de înțelegere a realității și pe aia te ridici la nivele superioare. Trezvia este, de fapt, de a vedea lucrurile cu claritate. De a avea o înțelegere clară asupra realității, dar cum ziceam, asupra realității nu acestei exterioare, ci a realității în ansamblu. Adică să înțelegi care este destinul lumii, care este destinul tău ca persoană. Și așa mai departe. Și atunci la această înțelegere sau în această înțelegere progresezi treptat. O metodă concretă, cum zicea Părintele Teofil, vă ziceam că în măsura în care, adică punești de la puțin ca să ajungi la mult. Adică roagă-te cum poți,
ca să ajungi să te rogi cum trebuie. În general, trezvia sau limpezimea sau acrivia este o stare, este o stare de claritate a conștiinței. Și îți menții conștiința clară atâta timp cât îți menții în conștiință sisteme de referință clare. Ai sisteme clare de referință în conștiință. Și cum ziceam, asta se face din citire din Noul Testament, citire din scrierile Sfinților Părinți și foarte util este în lucrarea duhovnicească o analiză a zilei. În fiecare seară să te analizezi, să vezi ce ai făcut. Dacă sunt, dacă ai ceva de regretat din ziua care a trecut. Și atunci încerci în ziua care urmează să nu mai repeți ceea ce ai făcut. Dar cum ziceam, este foarte important să ne corectăm conștiința. Să ne recalibrăm conștiința. Cum să redobândim încrederea în Cel de lângă noi dacă am fost dezamăgiți des? Vindecarea ține de hotărârea noastră sau de Dumnezeu? În general, omul trădează. Numai Dumnezeu este Cel care nu trădează, dar omul trădează. Și noi de fiecare dată trădăm. Nu doar când zicem trădarea, nu înseamnă să te înșeli cu altcineva, ci când mă preocup de mine însumi și atunci te înșel. Deci te pot înșela cu mine însumi. Să fiu preocupat de propriul interes și atunci cumva te trădezi sau te înșel. Și atunci, foarte important să avem această lucrare a iertării. Să știm să iertăm. Adică și noi greșim, și noi, cum ziceam, trădăm, de iată când ne preocupăm de noi și ne trădăm de pe cel de lângă noi. Și atunci să îl înțelegem și pe celălalt și să-l iertăm. Îl poți ierta atunci când te solidarizezi cu el. Când ți-e mult mai ușor să ierți, de exemplu, pe cei care sunt foarte apropiați. O mamă foarte ușor trece peste greșelile copilului pentru că este foarte solidară cu el. Este una cu copiii ei. Și atunci foarte ușor reușește să treacă peste greșelile lui. Noi îl judecăm pe celălalt pentru că îl privim separat de noi. Îl privim rupt de noi. Nu ne privim într-o relație cu el, nu suntem într-o solidaritate cu el. Dar dacă va urge să înțelegem că ne leagă un destin comun, și pe mine și pe el, atunci mult mai ușor ne este să-l și iertăm. Cum să ia ortodoxia prin atingere? În sensul de cum te contaminezi de ortodoxie. Ah, faină întrebare, dar e peste măsura mea. Nu știu la ce atingere se referă și dacă e atingerea din partea lui Dumnezeu sau atingerea din partea omului. E deșteaptă întrebarea, prea deșteaptă. Este bine să facem observație în biserică unor oameni dacă ei nu fac ceva bine. De exemplu, dacă în biserică nu este
permis fotografiatul și el fotografiază. Păi, dacă nu este permis și nu este binecuvântare și fotografiază, da, în situațiile astea poți discret să-l chemi afară și să-i spui și așa, dar în general toate aceste, zicem, puneri la punct trebuie făcute cu multă dragoste. Întâi trebuie întrebat, poate n-a înțeles, poate, deci trebuie făcut foarte multă delicatețe. Întrebat, poate că s-a gândit că e ceva normal să facă poze. Și o să spună, da, m-am gândit că e, na, cumva ceva normal. Păi spui, păi, da, dar uite, poate ceilalți se simt deranjat și așa, deci... Da, deci trebuie multă dragoste atunci când e vorba de a pune pe cineva la punct. Dacă ești cu mânie sau cu revoltă, mai bine să nu pui la punct, pentru că se transmite și revolta și mânia ta. Și atunci cele ale lui Dumnezeu trebuie apărate în Duhul lui Dumnezeu. Și adevărul lui Dumnezeu trebuie apărat în Duhul adevărului. Și Duhul adevărului știm cum este, frate ceresc, mângâietor e Duhul adevărului. Deci Duhul adevărului este mângâietor. Și acela, iată, când luăm atitudine în apărarea lui Dumnezeu și adevărul și tot ceea ce ține de Dumnezeu, trebuie să facem în Duhul adevărului. Apărarea adevărului în Duh de ceartă compromite adevărul. În Duh de mânie, în Duh de revoltă și așa, apărarea adevărului în acest Duh compromite adevărul. Mai încap cei din spate. Haideți, stai și pe aici. Mai dați în față, aici. Haideți, stai și acolo, jos. Ați zis că sunt și afară. Sunt întâlnați, care nu am văzut nimic. Și sus în corp. Mai și tot. Aici, pe sălă, e... Se mai poate sta. Poate sta pe sălă și sus. Ori în spatele râvnei pentru credință și a vehemenței cu care este apărată credința, de multe ori în spatele acestei vehemențe se mai ascund și patimi, cum e mânia sau răutatea. De aceea ziceam că este foarte important să avem această atitudine a Duhului adevărului. Să fim delicați. Să nu pornim de la premiza că omul face ca are intenție rea în demersul său. Să ne gândim fie că n-a înțeles, fie că e vorba de o înțelegere, de o greșeală, să nu presupunem că el face poze în biserică cu intenția de a mă deranja pe mine. Din ignoranță, din așa, și atunci așa, cu multă blândețe îi se atrage aminte, nu este certat. Credeți că adevărul prea realistic rănește pe propriul nostru? Păi, adevărul prea realistic e ăla care e unit cu Dumnezeu. Atunci, eu de multe ori când îi atrag atenția celuilalt, nu știu dacă sunt în adevăr. Când îi atrag atenția celuilalt, când greșește. Adică, eu zic că ăla e un adevăr realistic, dar nu, adevărul realistic era cu dragoste. Și dragoste niciodată nu, adică nu rănește cu intenție. Domnul Hristos a fost adevărul întrupat. Și
au fost oameni care au fost deranjați de Hristos, care au fost deranjați de adevăr și nu l-au suportat. Și așa. Și n-ai ce să faci în situația aia. Dar uitați-vă, de exemplu, în relații de familie. De multe ori, în spatele adevărului, zic, pe care proclam eu, se poate ascunde tendința de a-l domina pe celălalt. Adică mă folosesc de argumente, din scriptură, din una, din alta, dar atitudinea